categorie și din nou ne trezim cu toate aceste modificări din mers, până când și cu ce scop? Adică contribuie într-adevăr acea sumă să crească bugetul de pensii, că poate în felul acesta vom avea mai mulți bani pentru pensii? Cu siguranță nu, nu despre asta este vorba. Este vorba de faptul că autoritățile au niște măsuri doar pentru a petici problemele economice. Nu avem studii de impact în spate, nu avem niște decizii care să fie fundamentate pe realitatea din economie. Uitați-vă și la proiectul ăsta de la buget care l-au făcut zilele acestea și va ajunge săptămâna viitoare în Parlament. E o culegere de bune intenții, o poveste de Moș Crăciun, cu numai cu lucruri bune, de cum va crește economia, de cât de bine ne va fi, de cum se va tempera inflația și cât de mulți angajați vom avea un plus în economie. 77.000 angajați în 2023. Deci toate aceste decizii nu au nicio legătură cu realitatea economică. Să crești din pic salariul minim pe economie fără să iei în calcul estimările și măsurile propuse de către mediul de afaceri, dovedește faptul că nu interesează ce se întâmplă în mediul de afaceri decât să le mulgă banii, să ia mai mulți bani din taxe și impozite cu orice preț. Și pe asta am ajuns, din păcate pe această soluție am ajuns. Să luăm bani cu orice preț din economie, la fel cum se va întâmpla și în 2023. Luăm de unde? Că luăm tot de la săraci. Păi asta e chestia, că proiectul ăla de buget pe care l-au făcut ei merge pe o creștere a veniturilor cu 22% în 2023, un an în care economia va fi în criză. V-am zis, sunt basme, e o realitate paralelă în care trăiesc, din păcate, mulți dintre cei care sunt la frâiele deciziilor guvernamentale, care nu este realitatea în care trăim noi, oamenii, companiile, cei care suntem loviți puternic de inflație și de deciziile astea absolut aberante și fără niciun fel de predictibilitate pe zona fiscală, pe zona economică, pe zona creșterilor de prețuri, de pildă, la energie. Nici acelea măcar nu au fost luate deciziile. Va fi cu siguranță un vot foarte interesant pe acest buget pentru anul 2023.